mașina lui Dulce, a luat o mașină nouă, un Mercedes G-Class. Și mi se pare că arată super tare. Selim e acolo. Și mare challenge. Selim face o provocare, el trebuie să doarmă în mașină la zburt. Și eu am zis că între timp cât are Selim provocarea, să prezint mașina lui Dulce. Să ne mai treacă timpul. Mi se pare că arată super tare. Îmi plac luminițele alea de sus. Și farurile, și mie îmi place culoarea, zburați că vreau să îi modifice culoarea. Mie îmi place foarte mult cum arată așa, pe negru. Hai să urcăm în mașină, că e foarte frig, cred că începe să ningă. Uite-te puțin ce a făcut Selim. Ce a făcut? Ce ai făcut Selim pe acolo, băi? Îți trimit factura de la spălătorie, da? Păi nu, că mergem să o spălăm, nu? Urât, bă, Selim, urât. Dar oricum eu n-am voie să intru în mașină. Să ieși. Să ieși. Să ieși din mașină. Pe da, o spală cu tine înăuntru. Deci o spăl eu sau ce? O spală cu tine înăuntru. Ba da. Ba da. Da, 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 exact. Am intrat în drive. Și pornim. Vezi că asta se conduce super diferit față de G-Class-ul nou și față de orice altă mașină. Da? Da. Adică? Adică se învârte mult mai greu volanul. Dar la G-Class-ul nou nu sunt aici vitezele? Ba da, ba da. Dar stai, eu le căutam aici. Oh, Doamne! Trebuie să învârți mai mult de el, aia e ideea. Da. Nu e chiar așa greu de învârtit. Da, e clar că mașina asta nu e pentru o femeie. Sau măcar nu pentru una ca mine, așa, de 40 de kg. Pentru o femeie mai solidă, mai cu brațe mari. Băi, e fain că ai priveliștea asta așa de sus. Asta mi-a zis toată lumea care s-a urcat în mașină. Bă, ce tare te simți înăuntru. Da, ești foarte sus. E tare asta, deci mie îmi place panorama mult. Panorama! Panorama. Se vede mult mai bine pe video când e deschisă, da. Numai că n-am înțeles de ce n-au pus băieții să aibă și geam. Se deschide direct așa, n-are geam. Bă, nu știu, cred că n-au mai putut să-i pună și geam. Posibil, nu știu. Îmi place și volanul. Mm-hmm. Are și încălzire. Da? Da. De unde pornești încălzire? Deci cel mai mic buton din partea stângă îl învârți în față. L-ai găsit? Are și încălzire, scaune și... Am văzut ventilare. Că are și în spate. Asta mi se pare tare. Și mie mi se pare tare. Uite, eu la mașina mea nu am încălzire în scaune, în spate. Nici eu la BMW. Și e tar, frate. Asta mi se pare ciudat. Pe seria 7 nu e încălzire în spate. Mi-a mingheat la fundul când mă duc. Asta, da. Asta da? E problema, că dimineața, cel puțin când plecăm la școală, chiar dacă mașina stă la subteran, uh-huh, e foarte frig. Și mi-e milă de el, săracul, că el îngheață de frig, îngheață fundulețul. Ce să-i fac eu dacă n-are voie să stea în față? Vina mea? Da. Crești, frate, și gata, nu o să-ți mai înghețe. Până la 12 ani n-are voie în față. Face așa, știi? E pe confort? Are mai multe moduri? Nu, mie e mai clasică, n-are perne de aer. Uite, de exemplu, când trec cu seria 7-le peste speed bump-uri, se simt mult mai, mult mai puțin decât cu asta. Dar asta, știi că nu atingi, n-ai ce face, știi? Nici nu pățește mașina nimica, că doar nu se strică suspensiile alea. Dar mașina cealaltă are mai mulți cai, nu? Da, cealaltă mașină, BMW, e mai rapidă. Plus că asta e mult mai grea, e cu o tonă mai grea. Adică e ca și cum s-ar pune... Câte kg ai tu? Simte. Eu? Da, câte kg ai, Selim? 2 sau 2 kg. E ca și cum... Deci o tonă, deci 4 Selim fac 100 de kg. E ca și cum ar sta 40 de copii ca tine în șeptar ca să fie la fel de grea ca asta. Îți dai seama? 40 de copii? Toată clasa ta se urce mașină. Dar în clasa suntem 26 de copii, maxim. Două clase cale tale atunci. Că unii sunt mai ușori, alții mai grași. Mie mi se pare, și ți-am spus și ție, că ți se potrivește cel mai bine. Ți se potrivește mult mai bine decât seria 7. Parcă e așa făcută pentru tine. Bă, absolut toată lumea mi-a zis asta, nu înțeleg de da? Ce. Da, exact, exact. Singurul downside, mă rog, să zic așa, nici nu știu cum să-i zic. Hai să zicem downside. Singurul dezavantaj pe care să zic așa că l-are mașina asta față de G-Class-ul nou, pe cum o văd eu, este că n-are tableta aia dublă. Bă, dar sincer, de când mi-am pus aici CarPlay-ul, care e la fel de mare ca CarPlay-ul de pe G-ul nou, și am acolo, mi-arată câți kilometri am la oră. În rest, sincer, nu văd nicio diferență așa prea mare care să mă deranjeze pe mine. Na, nu știu. Și aia nouă e mult mai scumpă, nu știu dacă are sens să o cumpăr. Deci, diferența, într-adevăr, între asta și aia nouă este volanul, că îl manevrezi foarte greu la. Da, da, asta îmi place. Că... Ție-ți place? Da, da, uite, pentru mine ar fi foarte greu. Adică eu cu cea nouă mă descurc bine, știi? Da. Numai că, uite, de exemplu, dacă n-aș fi vrut o mașină care să se conducă exact la fel ca șeptarul. Că am deja șeptarul. Așa, asta măcar se conduce și diferit. De-aia mi se pare mai faină. Bagă talpă? Bagă, da. Nu-i da de pe loc, că n-o să plece repede. De pe la 2000 de ture, așa, te bagă puțin.
Mama, a zburat tot pe aici. Au zburat toate. Nu e chiar așa de înceată. M-aș fi așteptat să fie mai înceată. Asta e dezavantajul, că nu prea. Da, dar da, sunt foarte mari oglinzile și vezi fix cum trebuie. Da. Și camera asta, de când i-am pus tableta, se vede mai bine. Înainte se vedea mult mai prost. A, tu aveai altă tabletă aici? Da. Tu? Am schimbat-o eu, da. Vai, uite, atât de mică era, penală rău. Da. Da, da, da. Vrei să schimbi și roțile? Roțile o să le schimb de la primăvară, că are jante și roți de iarnă. Și-s mari și fix cum trebuie, nu mă pun acum să le schimb că n-are rost. Deci cum ți s-a părut mașina? Mi se pare tare. Da? Da, chiar da. Mi se pare tare, mi se pare potrivită pentru tine, mi se pare perfectă pentru tine. Și mie îmi place și culoarea, dar nu știu dacă tu vrei să... Scrieți-mi în comentarii ce culoare ar trebui să o fac sau dacă ar trebui să o las culoarea asta. Elena zice că îi place mult culoarea asta, da? Mie îmi place, da. Mie și ce mai îmi place cum arată? Când e murdară. Pentru că cumva așa ar trebui să arate. Da. Uite, mașina ta arată bine curată. Da, asta? Murdară. Da, asta nu arată rău deloc murdară, de-aia. Nici nu prea am timp așa să spăl mașinile pe fiecare zi, dar da. Acum am mai mâncat și salim în mașina ta. Deci trebuie să merg eu să spăl, nu? Mamă. Nu mai știu cine a zis în comentarii să o faci roz. Să știi că n-ar fi o idee rău. Știu. Să o faci roz, iar fi adevărat că ai trece neobservat. Se seama, da. Toată lumea știe, ăsta e zbâr. Mașina clar. Roz, știi? Nu și... că mașina roz, mașina asta roz. Asta roz, tu dai seama? Astea ce sunt astea? Uite, dacă îl faci pe ăsta așa, te ia în brațe, uite. Lasă-te pe spate. Când ai nevoie de o îmbrățișare, da, da, da. Apeși pe buton. Da, la G9, asta chiar e șmecher, la G9 ai un program care când faci curbe, a, da. Te împinge perna asta. Da, asta da, e da, next level, asta e varianta de dinainte. Da, faină și asta, n-ai ce zice. Varianta apeși pe buton și te ia în braț. Exact, exact. Da, la G9 chiar eu m-am speriat, eram în mers și la o curbă m-a luat se rău. Fix așa, da. Te împinge așa. Exact, asta. Și zic, ce se întâmplă? Ce asta? Păi nu, că așa faci scaunul. Da, da, da. S-o stăpânești sănătos și să nu ai incidente. Mersi, ție îți place, mă? Da. Și de ce ai făcut și murdărie în ea? Ha? De ce ai făcut murdărie pe aici, prin ea? Cu talent. Cu talent. De ce cu talent? Nu, n-ai răspuns la întrebare. De ce? Nu, cum? De ce ai făcut mizerie? Mamă, nu. Deci nu puteai tu să aștepți? A făcut un efort foarte mare să scrie o scrisoare, da? Ah, ok, ok. Cât și-a murdărit și degetele de cariuci. Cam atât și cu vlogul meu. Mai rămânem aici cu Selim, pentru că el vrea să doarmă în mașina lui. Da. V-am pupat, pa! Pa!